Salut, sunt Antonia Leștean, make-up artist și trainer, iar astăzi vă vorbesc din postura de elevă a cursului Succes în Beauty Business, susținut de Oxana Novak. Am aflat eu de acest curs. Ei bine, o cunosc pe Oxana de mai mult timp, am participat la mai multe seminarii de machiaj susținute de ea, iar când am văzut că organizează acest curs, singurul impediment, ca să zic așa, la care m-am gândit, care să mă facă să nu particip, era sesiunea, pentru că în această perioadă eu sunt în sesiune și din păcate este puțin mai greu cu examenele, însă mi-am spus că totuși este imposibil să ratez această ocazie pentru că nu știam dacă se va mai organiza, când se va mai organiza și am zis că hai, e momentul să fac acest curs, indiferent cât de solicitantă ar putea fi această perioadă. În momentul în care m-am înscris și am văzut detaliile și desfășurătorul, chiar stăteam și mă gândeam că acum 6 ani, când mi-am început eu cariera de make-up artist, nu exista pe piață un astfel de curs, nici măcar seminarii sau variante mai scurte de module care să te învețe cum să te promovezi, cum să îți atragi clientele, cum să excelezi în domeniul de beauty. Și sincer, mi se pare extraordinar faptul că Oxana a ales să împărtășească cu noi aceste lucruri, pentru că, la urma urmei, ea dă mai departe din ceea ce a investit în persoana ei și în artistul care este ea astăzi. Și dacă stăm să ne gândim și să ne uităm puțin pe piața de beauty, sunt foarte puține persoane care aleg să facă acest lucru și mi se pare ceva demn de admirat. Spun acum la 4 săptămâni de succes în beauty business, ei bine, cursul ăsta îți schimbă mentalitatea în primul rând și ce îmi place foarte mult este faptul că insistă și pe latura psihologică, nu doar pe partea de marketing și de business efectiv. Ca să putem excela în afacerea noastră și să ne ducem brandul la un alt nivel, este foarte important să avem și un mindset și o latură psihologică bine dezvoltată și foarte bine pusă la punct. De ce spun acest lucru? Întotdeauna un om care va ști să gândească echilibrat, va ști cum și cum să își gestioneze timpul astfel încât afacerea sa să devină productivă și să atingă, exact cum spune și cursul, succesul. Tocmai în prima săptămână, în primul curs, de fapt, am discutat despre cât de important este să avem un mindset bun și despre cum să ne setăm obiectivele. Probabil fiecare dintre noi are niște obiective, însă atunci când ajungi să le scrii pe foaie și în momentul în care să le realizezi, să poți să bifezi, este un sentiment care, din punctul meu de vedere, e unic. Pur și simplu satisfacția faptului că știi că l-ai atins și că este acolo scris pe o listă de unde tu îl bifezi, că da, l-ai realizat, parcă îți dă o altă energie și un alt imbold ca să mergi mai departe și să atingi și mai multe, să evoluezi și mai mult. În același timp, un pas extrem de important pe care Oxana ni l-a spus și despre care ne-a spus să ținem cont este stabilirea avatarului clientelor noastre. În momentul în care lucrăm într-un astfel de domeniu care este destul de vast și include o serie de servicii numeroase, este foarte important să stabilim nevoile clientelor noastre și să gândim extrem de bine cum trebuie să satisfacem aceste nevoi pentru ca ele să revină și să fie mulțumite. În funcție de orașul în care ne aflăm și de serviciile pe care le avem, clientele noastre pot să difere și este foarte important să le cunoaștem pe toate, astfel încât să putem să ne ducem afacerea la un nivel cât mai înalt. În același timp, importantă este și concurența. De ce spun acest lucru? Întotdeauna când vom analiza viața, fie din industria de beauty sau din domeniul în care fiecare lucrează, vor exista, bineînțeles, și concurenți. Și este important să știm și cum procedează ei, pentru că acest lucru ne ajută inclusiv în evoluția noastră. Vom vedea ce este bine să facem sau cum putem să luăm un dezavantaj al concurenței și să-l transformăm în avantajul nostru. Sau, de asemenea, putem să vedem și ceea ce face bine concurența noastră și ceea ce putem să dezvoltăm la noi. Când vine vorba de brand, de afacerea noastră, de imaginea personală, contează
enorm cum construim toate aceste elemente astfel încât să atragă clientele și aici mă refer în primul rând din punct de vedere vizual, pentru că vorbim despre promovarea pe rețelele de socializare și asta implică faptul că vom avea nevoie de un logo, vom avea nevoie de content video, vom avea nevoie de imagini cât mai sugestive pentru activitatea noastră. Astfel că un logo foarte bine realizat și sugestiv întotdeauna va fi un punct în plus pentru orice profesionist din industria de beauty. Pe lângă acest lucru, discutăm și despre servicii, despre felul în care le promovăm, despre ceea ce facem ca să atragem clientele prin aceste servicii și despre cum alegem să le conturăm, astfel încât să fie opțiunea optimă pentru clientele care vor să apeleze la ele. Acesta este un scurt rezumat al noțiunilor pe care le-am parcurs în primele 4 săptămâni de curs, iar acum aș vrea să vă dau 3 motive importante pentru care vă sfătuiesc să alegeți acest curs. În primul rând, este singurul curs la ora actuală din țară, atât de complex, care să vă ofere bagajul de cunoștințe necesar pentru a vă ajuta să evoluați în industria de beauty. 2. Este un curs susținut de un trainer cu o experiență foarte mare, nu doar în industria de beauty, ci și în ceea ce privește partea de marketing, astfel că puteți fi sigure de faptul că toate materialele, noțiunile prezentate sunt testate însăși de Oxana și cu rezultate dovedite. 3. Este un curs care îți schimbă total mentalitatea, îți schimbă viziunea și din punctul meu de vedere, mai ales în această perioadă în care toată industria de beauty a fost puternic afectată de această pandemie, mi se pare esențial să cunoaștem noi metode prin care putem să ne ducem afacerea, brandul, imaginea la un alt nivel, astfel încât să putem continua să facem ceea ce ne place și să ne ducem pasiunea mai departe. Așadar, nu ezitați! Personal, mă bucur că am ales să mă înscriu la acest curs pentru că tot ceea ce îmi doream să fac înainte, doar că nu găseam momentul sau nu aveam suficientă încredere în mine, am transformat într-un obiectiv și pentru o parte dintre acele lucruri chiar am reușit să le transform în realitate. Acest curs te ambiționează, îți dă parcă aripi să încerci pur și simplu tot ceea ce înainte nu ai avut ocazia sau poate ți-a fost teamă de anumite lucruri sau ai fost nesigură dacă vei reuși sau nu. Aici nu se pune problema de a reuși sau a nu reuși, pentru că în momentul în care îți setezi obiectivul, știi unde vrei să ajungi, este imposibil să nu ajungi acolo urmând toți pașii pe care Oxana ne explică la acest curs. Așadar, vă invit să vă înscrieți mare drag și vă asigur că veți ajunge să aveți încredere în voi, în primul rând, și în faptul că veți reuși să faceți tot ceea ce vă propuneți, nu doar pentru afacerea voastră, ci și pentru propria voastră persoană.